Bine ați venit la Clubul Steaua! Simona, au trecut mai bine de 2 ani de când te-ai retras. Nu ți-e dau de scrimă, de concursul, de cantonamente? Sunt 2 ani și de când nu am mai intrat în sala aceasta. Mi-e dor când aud spadele lovindu-se, când îi văd pe copii pe planșă, nu are cum să nu-ți fie dor. Care e prima idee care îți vine în minte când te gândești la sala de scrimă? Aș fi putut să fac mai mult și poate că aș fi putut să mai fac și în continuare. Dar dacă după Londra am spus cu siguranță am să revin în sala de scrimă, după Rio am spus nu mai calc în sală. Ai spus că se putea mai mult. Ce se putea mai mult? Ești campioană olimpică cu echipa, ești campioană mondială, ai o grămadă de medalii la campionatele europene, inclusiv la individual. Ce se putea mai mult obține? Într-adevăr, dacă am un regret, să spun așa, aș fi vrut o medalie individuală și la campionatele mondiale. Așa cum ai spus, cu echipa am cucerit tot ce se putea. Avem tot setul de medalii. La individual poate aș fi putut puțin mai mult. Ce reprezintă Clubul Steaua pentru tine? Familie, acasă. De când am intrat în lumea sportului, de când am venit la scrimă, am fost în Clubul Steaua. Sunt din pepinieră și întotdeauna mi-au fost alături să pot să fac performanță. De la începutul acestui an te vei întoarce în club ca și manager la mai multe secții printre care se numără și scrima. Ce obiective ai? Ți-ai propus ceva așa pe termen scurt? Dă-mi voie să nu-ți răspund deocamdată la întrebarea asta. Mai lasă-mi puțin timp. Am să intru, am să învăț pentru moment, dar am un singur obiectiv. Vreau să ajut sportul românesc să ajungă în vârf și să obțină performanțe remarcabile. Acum aproape 15 ani ai obținut prima medalie importantă a carierei la Plovdiv, la campionatul mondial de juniori, medalie de bronz cu echipa. Îți mai aduci aminte cum a fost? Foarte vag. Știu că de-abia atunci ce intrasem și eu în echipă și eram cu Ana și cu Loredana. Ele având mult mai multe rezultate ca mine atunci și știu că eram foarte emoționată și mi-era foarte frică de ele în primul rând, să nu dezamăgesc. Tot timpul pentru mine echipa a fost pe primul loc. Ce a însemnat Rio pentru tine? Am fost foarte fericită că am reușit cu un copil să revii. Mi-a fost destul de teamă că nu am să fac față deplasărilor, dorul, adică am avut o teamă în plus că poate nu am să reușesc. Dar pe urmă mi-am dat seama că ea mi-a dat cea mai mare forță și cumva atunci am spus sunt îndeplinită ca sportiv, ca femeie și mi-a dat putere pe mai departe. După ce ai născut-o pe Teodora și implicit câteva luni mai târziu ai revenit pe planșă, ai avut momente în timpul concursurilor când te gândeai la ea? Îți transmitea o anumită forță sau erai focusată 100% pe adversar și pe ce trebuie să faci în acele momente? Primele două deplasări, n-am să le uit niciodată, au fost legate Rio cu Havana. Atunci era Simona Pop era lângă mine și spunea: "Hai, de Simi, stai liniștită, o să fie bine." Am plâns non-stop. Am plâns, mi-era dor de fata mea, am zis eu nu știu dacă pot să merg mai departe. După aceea a venit, să zic, obișnuința. Nu mai aveam ce să fac, trebuia să plec și țin să spun că mă gândeam la ea tot timpul, mai puțin în ziua concursului. Deci în ziua concursului eram focusată pe ceea ce aveam de făcut și uitam că am copil, uitam acasă, uitam că sunt plecată, deci nu mai aveam nicio treabă. Primele două deplasări mi-au fost mai grele, recunosc. Să întoarce puțin la Rio. Ai avut vreo clipă sentimentul că vă poate scăpa medalia de aur? În meciul cu America, țin minte, doamne, parcă ieri a fost,
în minutul de prioritate, zici că eram pusă pentru prima oară într-o sală de scrimă. Eu nu am știut cine are prioritate. Nu mai știam ce bec trebuie să se aprindă. Știu că la un moment dat ajunsesem, cred că pe la 20 ceva de secunde și eram disperată, o întrebam pe Simona, cine are prioritate? Și în același timp îmi veneau flash-uri de la Londra și mă gândeam, nu se poate repeta. Deci nu avem cum să pățim același lucru. Cred că oricine ne-ar fi venit și câte echipe am mai fi avut de înfruntat, cred că tot acesta ar fi finalul. Care a fost cel mai dificil moment al carierei tale? Poate că atunci când m-am întors după Londra și nu am putut să fiu în continuare cu antrenorul meu care m-a consacrat, să spun așa. Ăla a fost un moment foarte greu și de gestionat. Ai un total de 18 medalii la Jocurile Europene, Mondiale și Olimpice. Cine este omul sau care sunt oamenii care au contribuit cel mai mult la aceste succese ale tale? Cornel Milan este omul care m-a crescut și m-a adus la înalta performanță, după care am dat de un antrenor extraordinar, domnul Octavian Zidaru, care m-am înțeles extraordinar cu dânsul pe planșă, m-a ajutat și am crescut parcă și mai mult, și domnul Dan Podeanu, care ne-a fost alături la cea mai strălucitoare medalie. Și bine, nu pot să spun, George Purescu, care m-a ajutat iară enorm de mult, antrenorul care m-a adus în sală pentru prima oară, doamna Denisa Berindei. Am avut oameni în jurul meu, am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere, pentru că am avut oameni care m-au ajutat foarte mult, necondiționat. Și din punctul ăsta de vedere am fost foarte fericită. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, te-am mai înscrie la scrimă? Nu m-aș vedea făcând alt sport, cu toate că domnul Dan Podeanu îmi spunea că eu cred că orice sport ai fi făcut, ai fi reușit să faci performanțe. Scrima m-a făcut ceea ce sunt astăzi și sunt subiectiv atunci când vine vorba despre sporturi. Scrima este un sport superb dacă ajungi să-l înțelegi.